Mașina unei școli de șoferi aflată în timpul examenului a fost lovită de o dubă înmatriculată în Giurgiu, al cărui șofer nu a oprit la stop. Accidentul rutier a avut loc într-o Beta Turnu Severin. Mașina unei școli de șoferi aflată în timpul examenului a fost lovită de o dubă înmatriculată în Giurgiu, a cărui șofer nu a oprit la stop. În urma impactului, o tânără de 29 de ani, martor în mașina școlii de șoferi, a fost rănită. Din spate m-a speriat, că a zis-o doar recoasta. Mersea să răzi bine. Da. Acum ce faci? Vă reprogramați? Păi, dar ce să fac? Nu hotărăște poliția. Ați avut ghinion? Da, sunt doi sfinți azi. Accidentul s-a produs la intersecția străzilor Aurelian Vasile Alexandrii, în zona Aluniș. Se pare că șoferul vinovat de accident ar fi fost preocupat de telefonul mobil. Neacordare de prioritate a unui participant la trafic. A trecut prin stop, nu a fost atent la indicatoare, se uita pe telefon. Simplu, și-a dat mașina de examen. Femeia a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD, ajuns la fața locului. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz, fiind deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Candidatului aflat în timpul examinării auto îi se va reprograma proba orașului. În cursul acestei după-amiez, un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin a intervenit cu o ambulanță SMURD la un accident rutier produs în municipiul Drobeta Turnu Severin, la intersecția străzilor Aurelian cu Vasile Alexandrii. În urma accidentului, paramedicii SMURD au acordat îngrijiri medicale unei victime în vârstă de circa 29 de ani, care au acuzat dureri costale. Ulterior, victima, în stare de conștiență și cooperantă, a fost transportată la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin. O altă persoană implicată în accident a fost monitorizată de paramedicii SMURD, însă a refuzat transportul la spital. Deși este o zonă liniștită, tot mai des astfel de incidente au loc aici. Se pare că mulți conducători auto sunt vulnerabile atunci când vine vorba de acordare de prioritate. Cel mai des se întâmplă accidente din cauza faptului că șoferii nu opresc la indicatorul stop.